Și discutăm în cele ce urmează cu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Domnule Victor Negrescu, intră țara noastră în spațiul Schengen anul acesta? Sunt 6 mari ca decidenții europeni să ofere acest suport necesar pentru ca România să intre în spațiul Schengen până la finalul anului. Evident, nu ține doar de România. Este nevoie de o implicare amplă, atât a Comisiei Europene, cât și a președinției în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene. Și trebuie să ne asigurăm că, până în ultima clipă, nu mai este nicio schimbare de poziționare. Însă vedem, prin eforturile făcute de Guvernul României, prin eforturile făcute de noi în Parlamentul European, o anumită flexibilizare a poziției Austriei. De aceea, reuniunea Consiliului de Justiție și Afaceri Interne de astăzi este esențială. Pentru că Comisia Europeană, prin vocea Comisarului European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, cu care m-am întâlnit chiar săptămâna trecută, va prezenta rezultatele pozitive ale aderării României la spațiul Schengen pe calea aeriană și maritimă, rezultatele unui proiect pilot implementat cu fonduri europene de România pentru securizarea frontierelor și va propune ca statele membre să se exprime cu privire la acest subiect al extinderii zonei de liberă circulație. Și vom vedea, practic, prin acel tur de masă, pozițiile fiecărui stat membru și dacă vedem flexibilizarea Austriei, dacă vom remarca că nu există niciun alt stat care schimbă poziția vis-a-vis de România, atunci putem să ne gândim să împingem acest subiect spre o decizie. O decizie care cel mai probabil ar putea să fie luată la nivel tehnic, așa cum s-a întâmplat și la finalul anului trecut, când discuțiile și decizia a fost formalizată printr-un acord de principiu exprimat de capitalele europene. O nuanță extrem de interesantă în ceea ce a spus dumneavoastră. Este posibil să vedem un alt stat care nu ar vrea ca România sau Bulgaria să intre în spațiul Schengen? Știm că era problema Olandei cu Bulgaria. Noi nu vrem să ne aflăm în situația celor care au guvernat în urmă cu 2 ani, când au fost surprinși de acel vot negativ al Austriei. Avem o altă abordare, condusă de premierul României. De aceea, noi testăm fiecare stat. Săptămâna trecută, când m-am întâlnit cu comisarul european pentru afaceri interne, am rugat-o să vorbească cu partenerii olandezi. A avut o discuție. Se pare că Olanda, deși avem un guvern sub influență populistă, Olanda în continuare își menține sprijinul pentru România. Au mai fost niște voci care vorbeau de riscul Franței, tot așa prin prisma influenței partidelor populiste. În momentul de față, Franța își menține poziția și, în ultimul rând, suntem într-un dialog permanent. Chiar săptămâna aceasta m-am întâlnit, de exemplu, cu cel care este desemnat de guvernul austriac pentru a deveni viitorul comisar pentru afaceri interne, tocmai pentru a impulsiona și partenerii din Austria să-și respecte angajamentul și să sprijine România. Deci suntem activi pe toate fronturile, pentru că nu se știe niciodată. Știți foarte bine, acest subiect a fost extrem de politizat și prin prisma acestei politizări exagerate, România a fost ținută la poarta spațiului Schengen, deși respecta toate criteriile deja de foarte mulți ani. Și în opinia dumneavoastră, după toate discuțiile pe care le-ați avut în ultimele zile, în ultimele săptămâni, întâlnirile cu oficialii europeni, cu reprezentanții celorlalte state, mergem pe un trend pozitiv, ca să spun așa, în privința intrării țării noastre în Schengen și cu granițele terestre? Eu cred că tendința este una pozitivă și cred că sunt șanse reale. Vom ști mai multe după ședința Consiliului de astăzi, însă, de asemenea, aici în Parlamentul European am avut două dezbateri care au privit subiectul Schengen. O dezbatere specifică privind controlele temporare la frontieră și dezbaterea privind președinția ungară. Amândouă au fost ocazii bune pentru a lua cuvântul și am luat cuvântul pentru a sublinia faptul că România merită să fie primită în spațiul Schengen pe cale terestră. Am subliniat faptul că aceste controle temporare, problemele Ungariei și așa mai departe, nu pot bloca accesul României la zona de liberă circulație. De altfel, am văzut cum s-a poziționat. Am văzut cum s-a poziționat și premierul ungar, Victor Orban, cel care de altfel nu a fost primit neapărat foarte bine în Parlamentul European acolo la Strasburg, dar totuși am văzut că are deschidere pentru intrarea în Schengen în totalitate a României și Bulgariei.
Da, noi lucrăm de foarte mult timp până ne asigură că președinția ungară ne sprijină în acest demers, așa cum ne-a sprijinit și președinția spaniolă în trecut. Deci nu a fost o surpriză pentru noi declarația lui Victor Orban. În același timp am spus și în plenul Parlamentului European, pe de-o parte Victor Orban spune că ne sprijină, dar aliații săi din Austria sau din alte state, partide populiste, spun că România nu trebuie să fie primită în spațiul Schengen. Deci e nevoie de coerență. Cred că reușim să dăm această coerență necesară a accesării României la spațiul Schengen. Trebuie să fim încrezători, dar în același timp nici să spunem gata, se întâmplă mâine, pentru că nu e atât de simplu. Cred că există premise pentru ca acest obiectiv să fie realizat până la finalul anului și în sensul acesta vom ști probabil în următoarele săptămâni exact cum se pune problema, dar sunt încrezători și muncim în acest sens. Adică nu stăm și asistăm la o schimbare în sens pozitiv a punctelor de vedere. Chiar am lucrat pentru ca această șansă a României să poată deveni o realitate în cel mai scurt timp cu putință. Și o ultimă întrebare, domnule Victor Negrescu. În opinia dumneavoastră, în cel mai optimist scenariu, am putea intra cu granițele terestre în spațiul Schengen până la finalul anului sau până la finalul anului vom obține o dată de la care vom intra ulterior, eventual din 2025? Până la finalul anului o să obținem o dată pentru intrarea în spațiul Schengen, probabil la începutul anului 2025 și sper să se întâmple lucrul acesta cât mai rapid cu putință. Important este să nu apară o catastrofă. De exemplu, vorbeați mai devreme de disputele politice de la București. Ar fi o problemă pentru România dacă eventual ar fi o ruptură guvernamentală sau dacă dinspre România s-ar transmite niște mesaje împotriva aderării României la spațiul Schengen, așa că invitația mea către liderii politici de la București implicați în legile prezidențiale să susțină guvernul în această direcție și să căutăm să nu politizăm acest subiect, pentru că ar fi o victorie pentru România și asta ne dorim pentru români. Mulțumesc.